La cât de bine! E bun, fetelor? Uh-huh. E bunuț, nu? Doar măslinele le mâncați, sper. Ziseră ele. La cât de bine merge ediția Concept din această seară, la câte note mari, frumoase primesc concurentele noastre, trag așa speranță că așa se va întâmpla până la sfârșit. Îmi doresc același lucru și pentru următoarea concurentă, cea care, da, din nou, are foarte mari emoții pentru această seară Concept. În general, pentru seriile Concept, n-are foarte multe la activ, dar important este că încearcă și sperăm să se termine cu bine pentru ea, Ioana în Pool Party. Bravo, bis! Să știi că da. nu glumim. Nu glumim! Chiar nu glumim. Momentul Ilinca, intrarea, chietocul, cum a ajuns în față, energia, lumina, cum simțea pietul și săca, trebuie repetat. A fost prea... Nu, și backing vocals aici în spate. Da. Și noi am fost și noi. Am avut coreografie. Cu drag. Unic. Bine ai revenit, Ioana. Bine, mă bucur găsit, să te văd. Cum ți s-a părut conceptul? Mie mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut mult conceptul. Și unde ești? La un pool party pe zi? Pe seară? Pe la apus și eu. Ar merge și de zi și de seară, dar pe la apus vreau să mă plasez. La noi aici în România sau? Da, la noi în România. Într-un... Da. Pool party exclusivist, într-o piscină mai exclusivistă, zic eu. Mm-hmm. Să fie mai pe fițe, mai pe lux, mai oameni pe opulență. Oameni, da, mai pe fix de acolo m-am inspirat cu look-ul meu, undeva să fie... L-am plasat old money, cumva, așa m-am gândit eu. Vrea la bogați! Hai să vedem... Hai să vedem ce zic și fetele. Mi-am luat și referințe, sper că sunt și bune. Ia și familia Cantacuzino, Ilinca. Le întrebăm pe concurente cum li se pare look-ul. Iris. Îmi place look-ul conturat de tine. Evident că sunt tentată să te întreb. Ai un costum de baie pe dedesubt? Asta era clar. Un costum de baie pe dedesubt. Poți să-l văd doar în ideea în care mă gândesc ce te-ai fi gândit da, să pui în mod normal. Da, cred că poți să-l vezi și așa. Aia este unul întreg. Da. Ok. Mi-a plăcut poate să se întrevadă, să se întrevărească puțin acolo. Da, dar dacă era alt material, poate un pic mai prețios. Îmi place foarte mult accesoriul de pe cap. Și așa, nu știu, ca și cromatică și accesorizare, poate mă duc un pic cu gândul la Area, which is good. Și îmi place, îmi place. Ioana, hai să ascultăm ce spun jurații despre ținută în fața lor, te rog. Bună seara, Ioana! Aceeași întrebare, cine te reînsoți la această petrecere? Prietenele mele. Oh. Și ele old money. Această ținută avea nevoie de un mega personaj care să susțină povestea asta. Aveam nevoie de un umor aparte, aveam nevoie de a face mișto de tine însăți. Pentru că altfel, dacă îmi propui tipul ăsta de ținută în 2023, crede-mă că... mi-mi dai șahmat. Și nu în sensul bun. Iar accesorizarea este una care, da, poate ar fi funcționat pentru o petrecere la piscină foarte expensive, dar nu cu celelalte piese pe care tu le folosești.
Dacă ar fi să mă pun în pielea ei, cred că este cel puțin confuzant, pentru că a plecat de acasă crezând că are temele făcute și a ajuns în loc de clasa 7 sau clasa 8 la gimnaziu, în primul sau al doilea an de facultate, cu temele de gimnaziu. Sincer, ai găsit această roche? Da. Ce te-ai gândit? De unde e, de unde e treaba pe care o porți pe cap? E frumoasă treaba de pe cap. Este... baza am găsit-o la un magazin mass market. Apoi am găsit niște cleme foarte prețioase. Astea sunt niște clame foarte prețioase și mai am și o bentiță care să susțină cumva... A, deci ai bricolat tu toată treaba asta pe care l-a pus pe cap. Da, am alergat toată ziua ieri. Să știi că față de ce ai făcut până acum, e mai bine. Mă bucur să aud asta. Fără discuție. Nu. Nu că față de ce ai făcut până acum e mai bine. E foarte bine... din multe alte puncte de vedere. În primul și în primul rând, această geantă din cristale, care este încadrată, adică asta este una dintre ținutele în care această geantă din cristale argintie cel mai bine pusă în context. Rochia, care este superbă, e gorgeous rochia. Și eu ador. Ăla pe cap, care completează perfect gluga, brățările, nu știu cât să văd. Adică stylingul pentru ideea de pool party... este excepțional, atenție, excepțional. Dar aveam nevoie exact de ce a spus Alex, de un ceva, de o caterincă, de un umor. Cât e de ta? Mulțumesc. Este o chestie total neașteptată. Pentru noi, să te văd pe tine așa. Și? Au! Oh! Bine, Ioana, bine, bine. Dragilor! Haideți că a fost foarte bine, vă mulțumesc. Felicitări. Într-adevăr, așa sunt eu, girlish, poate nu am prea multă atitudine, dar voi vă rog, cred că am ajuns la inimile voastre. Vă mulțumesc pentru zecile de mesaje și vă rog să mă votați în continuare cu 1 la 1220. Ioana, o intrare bună, rău. Cred că Ioana n-a fost conștientă cât de bine era îmbrăcat. Pe cuvântul meu. Deci dacă mă întreba Ilinca, cum mi s-a părut? Deci mi-era, nu știa. Băi, am văzut că fetele, unele fete chiar au spus de ținută ei că este fenomenală, că e wow, că... Dar eu până când mă vedeam așa o măicuță. Da, bună seara, Doamne ajută, oameni buni și lume multă. Vibe-ul ăsta mi-a dat Ioana, când, cum a fost ea îmbrăcată în gala asta.